Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Diego Armando Maradona, Dumnezeu să-l odihnească în pace toate victimele pandemiei de coronavirus din România și de pe întreg mapamondul. Ne pregătim de startul partidei care aduce față în față cele mai bune echipe din Liga Secundă. Vedem formația gazdă, pregătit astăzi de Vali David, pentru că sunt multe cazuri de COVID, atât la nivelul staffului cât și la nivelul jucătorilor la Craiova. Robert Popa este în poartă, Radu Negru, Diachite, Gugu și Paramat în defensivă, Albu și Beta în mijlocaș central, Caceiro și Răducanu în benz, Claudiu Bălan și Andreea Companiu atacanți. Vedem și mesajul special al celor de la Poli Timișoara, pentru că marți este ziua națională, marți e 1 decembrie, e sărbătoare națională. Iată și formația lui Dan Alexa în poartă, Otto Hindrich în apărare, Denis Radu, Ioan Mera, Cristi Scutaru, Claudiu Pamfile, Alexandru Munteanu, Codrea, Coadă și Popovici la mijloc. Începe partida de pe Ion Oblemenco. Craiova-Timișoara în 16-mile de finală din Cupa României. În faza următoare, în optimi, s-au calificat deja Chindia Târgoviște. Urmă cu puțin timp în cadru, lovitură liberă pentru Craiova, bătută destul de bine, gol! Andreea Companiu deschide scorul și marchează primul gol în tricoul oltenilor în minutul 8. Greoiul, atacant adus din San Marino, un italian de 24 de ani, Andreea Companiu, omul care se înalță foarte bine, mingea lovește mai mult în cap pe Companiu, iar Hindrich este nevoit să scoată pentru prima dată mingea din plasă. Albu centrează, o face bine, minge reluată cu capul pe spate de Bălan, peste poarta lui Otto Hindrich, pe spate, cu capul. În mod normal, Bălan, Polia sau Chidia Târgoviște, Ivanoviș trimite înalt, o minge reluată în mână și se dă lovitură de la 11 metri pentru Poli Timișoara în minutul 32. A luat rapid acea minge în mână pentru a executa. Iată momentul în care mingea lovește teoretic mâna lui Bălan, nu se vede din această reluare, exact. Munteanu șutează, bară, gol! 1-1 din minutul 33 pe Ion Oblemenco între Craiova și Timișoara. Marchează cu noroc, dar cu execuție puternică, în forță. Cel care a sprintat imediat spre banca Politehnicii, Oghiulea, a mijlocașului Bănățean, care nu-i dă nicio șansă lui Robert Popa. 1-1 cu 12 minute înainte de finalul primei reprize aici la Craiova. Reșește această pasă, Pamfile insistă, dar William Betten se descurcă foarte bine, cade Betten și primește lovitura liberă. Nu vede galben și va fi eliminat. Vede galben pentru simulare, iar Betten are galben din minutul 16. Acum vede și Țiții cine este jucătorul avertizat. Poate vede că are un cartonaș galben din minutul 16. Da, și William Betten este trimis la vestiare. Chiar 35. Iată motivul. Cu simularea lui Betten, ce sens avea această simulare? Radu îi retrimite lui Ivanovici, cade Ivanovici, este penalti pentru Timișoara. Țiții nu ezită și dă a doua lovitură liberă pentru Poli Timișoara în minutul 57. Faultul lui Dragoș Albu la Ivanovici. Iată momentul cu intrarea neglijentă a lui Albu la Ivanovici. Își dezechilibrează adversarul, fostul jucător de la Chiajna, Voluntari sau Botoșani cade, îl și agață la nivelul picioar. Ivanovici față în față cu Popa, Ivanovici șutează, gol! Poli Timișoara conduce la Craiova cu 2-1 pe Ion Oblemenco. În avantaj în această partidă. Revedem execuția impecabilă a lui Petru Ivanovici.
Albu bate lovitura liberă, o face bine, Otto Hindrich reține cu mici emoții. Aici nu este offside la Alin Manea. Manea îl driblează pe Popa. Manea șutează. Gol! Poli Timișoara! 3-1 pentru formația lui Dan Alexa din minutul 85. Iar... este foarte, foarte aproape de calificarea în optimile de finală ale Cupei României. Revedem pasa foarte bună a lui Plazonia și ieșirea la offside greșită a defensivei oltene. Radu Negru nu a făcut pasul alături de ceilalți coechipierii de ai săi din defensivă. Iar... Alin Manea înscrie în poarta Craiovei. Manea împrumutat de la cealaltă echipă a Craiovei până în vara anului viitor, ultima fază a acestei partide. Valentin Munteanu va centra. Munteanu trimite înalt, direct în brațele lui Otto Hindrich, iar cele 3 minute suplimentare au expirat. Timișoara se califică în faza optimilor de finală din Cupa României, după ce Craiova a deschis scorul prin Companiu în minutul 8. Timișoara a punctat din penalti prin Munteanu și Ivanovici în minutele 33 și 58, iar Manea a stabilit scorul final în minutul 85. Eu sunt Ovidiu Ionescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. Rămâneți cu bine!